Cumva vorbim iar despre mâncare. Ne place să mâncăm, recunosc. La Neața suntem gurmanzi. Ne plac diverse lucruri. Pentru că internetul vorbește mult despre mâncare, am hotărât să dedicăm măcar câteva minute într-o săptămână discuțiilor despre mâncarea sănătoasă. Alina Epure a venit alături de noi, este terapeut, este nutriționist, dar este mai mult decât atât, mai mult decât băieții ăștia de 20 de ani care sunt nutriționiști pe internet. Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem tot mai mulți nutriționiști, Azăză? Așa este, m-aș bucura să fie și cât mai mulți oameni slabi. Și eu. Aș vrea sau într-o greutate normală. La mare când ne dezbrăcăm, aș vrea să facem treaba asta. Ieri am văzut, a circulat o fotografie pe Facebook, 1970 ceva, o poză de la o mare, de undeva, nu contează, dar cu extrem de mulți oameni. Și în fotografie, deși sunt mulți, mulți, mulți oameni, ca o poză de la mare, nu e niciun gras. Da, într-adevăr, se observă din ce în ce mai mult această evoluție a burticilor și la femei și la bărbați și, din păcate, la burțe din ce în ce mai mici. Nu facem body shaming aici la Neața, că așa m-au zis că îi zice, ci ținem la somnul și la sănătatea oamenilor care sunt în jurul nostru și care au fost sau sunt foarte grași. A rămas datori cu o explicație. V-am întrebat data trecută și nu e o întrebare penibilă de șpriț, pentru că am cunoștințe care încearcă în continuare. Dacă aleg să mănânc doar pepene, roșu sau galben, timp de o lună, cât slăbesc și dacă e vreun risc. Eu nu văd niciun risc, pentru că pepenele înseamnă 98% apă, 99,9% apă. Într-adevăr, am observat că sunt moderne aceste diete monotone în care se pune accentul pe un singur aliment, indiferent că, nu știu, ne raportăm la castraveți, fasole verde sau pepene roșu. Sunt în special predominante în timpul verii, pentru că este mai ușor, la îndemâna oricui, să mănânci anumite alimente pe care le accesează cu ușurință. Personal, nu am văzut rezultate spectaculoase în urma unei astfel de diete, chiar și raportate la o lună de zile. Depinde foarte mult alături de apă ce mai găsim în compoziția acelor alimente. Dacă sunt hormoni de creștere, foarte multe pesticide, atunci mai mult ne intoxicăm decât să avem beneficii majore asupra sănătății noastre. Iar în ce privește detoxifierea, poate într-adevăr fi făcută și cu cireșe sau cu pepene roșu, dar controlând zilnic greutatea și văzând care este impactul asupra corpului nostru. Sunt raportări individuale în funcție de cum tolerăm acel aliment. Dar am extract din pepene roșu tot ce îmi trebuie timp de o lună? Știți, eu mai merg și la antrenament, mai... Pentru a putea susține și antrenamente intense, cum este cazul tău, nu, sub nicio formă, nu recomand varianta aceasta extremă. Da, mi-ați distrus un vis. Glumesc. Bănuiesc că oamenii fac treaba asta nu pentru detox, ci pentru că se gândesc că atâta apă îi ajută să slăbească, fără să gândească la zahărul din pepene. Exact, este zahărul în pepene, apoi hormonii de creștere, dacă ne uităm, apar pepene din ce în ce mai mari ca și mărime, ceea ce presupune un risc major. Cineva umblă la ei, asta vreți să-mi spuneți. Bun, astăzi ne-am propus să vorbim despre combinațiile care îngrașă sau care slăbesc. Eu sper că acum, la finalul discuției, o să-mi spuneți: Dani, dacă pui praf de turmeric într-un ou de prepeliță, slăbești. Sigur că nu cred că există treaba asta sau e o vrăjitorie. Dar hai să mergem la combinațiile care îngrașă. Eu încep cu prima: carne cu cartofi și cu salată. Într-adevăr, este o combinație nocivă, mai ales dacă sunt și alimentele prăjite. Șnițel și cartofi prăjiți nu reprezintă un beneficiu nici pentru copii, nici pentru adulți. Aveți ceva cu mine? De în ce? Această dimineață se pare că da. Da, puteți să-mi explicați, pentru omul de rând, de ce nu se înțeleg foarte bine cartoful cu carnea la aceeași masă și cu felia de pâine prăjită? În mod normal, proteina animală nu se asociază cu un conținut ridicat de carbohidrați, iar aceasta intră exact pe această zonă. Dacă avem un antrenament foarte intens înainte sau după o masă copioasă, atunci mai putem pierde din aportul caloric pe care avem la masa cu cartofi și carne, de exemplu. Dar orice aliment prăjit afectează foarte mult funcția hepatică și atunci nu recomand, chiar dacă vorbim de un pește bio să fie prăjit, apoi nu recomand această combinație. Mă duc la un grătar. Da. Sfârâie carnea. Minunat. Carne la grătar e bună. Da, este bună, da. Dar cu ce o mănâncă mi se oprește în gât? Mi se oprește carnea în gât. Nu pot să mănânc carne goală. Cu ce o mănânc? Sub nicio formă nu se mănâncă o porție de carne și atât la masă. Întotdeauna asociem proteina animală cu legume, foarte multe legume. Cel puțin două porții de legume raportându-ne la porția de carne pentru a avea un aport corect de fibre. Bun. Și atunci putem avea legume la grătar, salată de varză, salată de ardei copți, salată verde. Foarte multe opțiuni avem pentru garnituri, sparanghel, spanac, brocoli, depinde de preferința fiecăruia, dar carnea întotdeauna va fi asociată cu legume. Bun.
am poftă să mănânc un bol mare de salată. Se întâmplă asta, în mod ciudat, și omului carnivor. Eu sunt carnivor. Dar uneori îmi vine să mănânc un bol mare de salată. Ce să pun acolo? I-aș scăpa și unul fiert, sincer. Sau niște brânză. Ce să pun să nu greșesc din punct de vedere al combinației? La fiecare bol de salată putem adăuga un singur tip de proteină animală și atunci puteți adăuga liniștit fie ouă de prepeliță sau de găină sau de rață sau brânză sau pește sau carne, dar nu împreună. Una dintre asocierile cele mai frecvente și cele mai impactante din punct de vedere negativ este această asociere a două tipuri de proteină animală la aceeași masă. Nu avem capacitatea de a digera atât de ușor două proteine și atunci absorpția proteică este deficitară. Și chiar am văzut foarte multe cazuri în care la nivel sanguin era o carență de proteine, deși se consumau zilnic proteine la fiecare masă, dar combinate într-un mod greșit. Ok. Vedem pe internet că oamenii își fac dimineața un shake în care pun vreo 98 de lucruri. Da, pun, bă, băiatule, dar cât timp ai, mă, să le desfaci și să, după aia să speli după tine? Vine și din filmele americane, shake-ul celebru. Greșim dacă combinăm orice cu orice la acest shake sau nu se poate greși? Da, bineînțeles că se poate greși și din punct de vedere caloric, pentru că așa cum am spus, putem adăuga și unt de arahide și ulei de cocos și banane și pulci de ovăz, toate într-un shake care este o bombă calorică și atunci nu putem avea așteptarea să mai slăbim după ce bem acel shake. În mod normal, într-un smoothie, de exemplu, nu ar trebui să asociem fructe și legume, pentru că fermentează foarte ușor fructele și atunci fibrele din legume sunt limitate ca și absorpție. De asemenea, dacă dorim să punem în shake fructe cu iaurt, este o combinație nepotrivită, pentru că nu ar trebui să asociem lactatele cu fructe în stare crudă. Sau ouă cu lapte de vacă sau de capră, adică două tipuri de proteine de animală la același shake nu se recomandă. Deci, în mod normal, ar trebui să avem shake-ul dimineață dacă dorim să avem ca și înlocuitor de mic dejun, bazat în special pe fructe sau pudre din fructe și eventual un lapte vegetal. Mi-ați ucis mix grill-ul din weekend. Vreau să iau de la fiecare animal câte ceva. Test Fulger, întrebări de la telespectatori. Dacă mâncăm pește, e bine să-l punem la masa de prânz? Mult mai bine decât la cină, adevărat sau fals? Și la prânz și la cină poate fi integrat peștele, dar asociat întotdeauna cu legume, neprăjite, bineînțeles, la cuptor, la aburi, la grătar, salată. Dacă pui condimente sau mănânci foarte condimentat, arderea caloriilor e intensificată. Puțin intensificat, dar depinde foarte mult și de sensibilitatea digestivă, dacă putem sau nu tolera astfel de combinații. Nu este o creștere spectaculoasă a ratei metabolice bazale, astfel încât să credem că vom slăbi mâncând șnițel și cartofi prăjiți și mai punem niște piper deasupra. Asta dacă nu e foarte iute, nu? Nu? Dacă beau un shot două de pălincă după mâncare, digestia este accelerată. Da. Da? Da, în sfârșit. Ce bine că ați venit. O veste bună. Ciocolata neagră cu migdale este cel mai potrivit desert din toate deserturile, dacă vrem ciocolată. Poate fi o gustare sănătoasă, dar nu neapărat cel mai potrivit. Depinde de gusturile fiecăruia și dacă sunt sau nu anumite intoleranțe la cele două ingrediente de bază din ciocolata cu migdale. Și ultimul, dacă pun ulei de măsline peste legume, cantitatea de nutrienți din legume crește. Da, pentru că aducem un aport semnificativ de omega-3, ceea ce amplifică absorpția de nutrienți din felul principal de bază. Când gândim la legume sau la pește sau carne, da, are un efect benefic uleiul de măsline, dacă este presat la rece și de calitate. Hai că nu sunteți un om așa de rău. Selectăm puțin informațiile. Se poate merge cu dumneavoastră în vacanță, am crezut că nimeni nu vrea. Mulțumim tare mult, treaba noastră este să dăm gânduri echilibrate oamenilor și să nu îi ducem într-o zonă extremă, chiar dacă mulți vor rezultate extrem de rapide. Să aveți un weekend liniștit. Mulțumesc la fel. Și să vă meargă...